Deci suntem din nou la emisie, deci la încă un reportaj de tipul acesta, comuniști criminali și populații criminale. Iar, deci am arătat primul secretar, Manciuc, nu știa nimic. Oamenii au, deci, au fost depășiți tehnologic, deci mi-a explicat data după aia și pânza asta care era invizibilă, să spunem, făcea invizibilitatea, o asimilase chiar mama. Deci un chimist normal, bun, foarte bun, nu mai puteai să ai secrete din astea, să spunem, de 1000 de ani la nivelul anului 1970, deci secrete de la anul 970, s-a asimilat și diferite prafuri care făceau levitația, s-a asimilat foarte mult, acolo se făcea și trafic de droguri. Să știi, am arătat, erau și, deci eu am intrat acolo, că părinții erau și ei într-o stare, să spunem, ambiguă. Am văzut, să spunem, casa unei prostituate, deci la nivelul anului 1967, în plin comunism, era o casa unei prostituate care avea niște tuneluri pe acolo, ieșea. După asta m-a dus tot așa. Într-o seară avea o mică bisericuță unde prostituatele, să spunem, din Iași se rugau. L-am întrebat, bă, dar nu s-a eliminat meseria asta, de, nu s-a eliminat în comunism, deci comuniștii nici nu au vrut să facă asta, deci Stalin și cu Lazar Kagan nu au vrut să facă asta. Erau lucruri foarte, să spunem, sinistre. Eu eram chiar foarte speriat mic, că mi se părea că totuși veneam din Piatra Neamț, acolo nu era situația asta. Aici era o situație, să spunem, extraordinar de negativă. Au trecut ani, l-am întrebat, s-au răzbunat, au mai venit familiile, că li s-a lăsat spațiu să vină să-și reconstruiască casă. Deci, tata a fost prudent, pe Anastasie Panu, nu au mai venit pentru că acele case, să spunem, unde, deci, ca, înainte au stat boieri care au construit țara, erau niște lucruri depășite și profund antinaționale. Deci, asta trebuie să arătăm, bineînțeles, arăt încă o dată de la postul de Radio Europa Liberă, s-a îndemnat atunci la război civil, lumea n-a făcut-o din oportunism, dar acolo erau numai lucruri rele. Deci, în mare, când s-au văzut cum s-au făcut demolările, deci demolările și în Iași, în toate orașele țării, Europa Liberă a acționat în mod extraordinar de negativ. Deci, ce erau acolo? Erau case de boieri, de negustori, îmbogățiți din ăștia oportuniști în Imperiul Otoman, pe spinarea, să spunem, a poporului român, maltratat și terorizat și deportat. Deci asta este situația demolărilor și ulterior s-a încercat să construiască ceva mai bun, s-a construit ceva mai bun, dar am spus când tata a propus și alți tehnocrați au propus să se facă blocuri din astea zgrinori în România, deci zgrinori s-a făcut de acum prin Iugoslavia, prin Polonia, deci blocuri cu 30-40 de etaje. S-au opus Ceaușescu și cu primii secretari în mod, să spunem, extrem de dur. Nu s-au putut, deci tehnocrații nu au putut să facă nimic. Aici, să spunem, oligarhia asta mondială, prin Nicolae Ceaușescu, făcea un terorism extraordinar încă împotriva poporului român. Deci Nicolae Ceaușescu erou complet negativ cu trei clase. Lumea nu înțelege aceste, să spunem, dedesubturi. Deci nu Ceaușescu a făcut blocurile sau comuniștii, au făcut comuniștii ăștia cu 3, 4, 5 clase primare sau 6 clase primare, ci un grup destul de restrâns de tehnocrați au făcut, să spunem, din 64-74, foarte multe fabrici în România, destul de bune, și foarte multe blocuri.
Deci comuniștii nu au făcut că lumea este, foarte mulți sunt spioni, foarte mulți sunt idioți, spun că Ceaușescu a făcut, Ceaușescu n-a făcut nimic pentru că avea trei clasă, oameni ca Manciuc cu trei clasă nici așa n-aveau cum să facă nimic. Îmi aduc aminte foarte bine, deci cam în 69, deci aici la mine acasă venea foarte multă lume și eu n-aveam voie să intru în biroul tău, dar totuși am intrat. Am văzut că era totuși mobila cam schimbat, dar și aici tata era chiar un fel, era prim secretar în pectorii în locul lui Manciuc. Manciuc avea trei clasă, încercau toți să-l cumva restarteze, să-l resusciteze, dar un om cu trei clasă n-ai cum să-l resusciteze. Nu știa nimic, deci au dat o diplomă de istorie falsă, la facultatea istoriei am arătat foarte multă negativitate. Deci sunt implicați în spargere de canale, de videoclipuri aici. Aici veneau diferite persoane și să încerca să se construiască o Românie mai bună. Cum era situația asta? Deci tata conducea, să spun, într-o parte tehnică, a condus cam un an jumate, după aia au venit alții. Era extraordinar de obositor și stresant pentru un om să fie prim secretar în pectorii. N-a putut să salveze de la moarte niște condamnați politic și nu a putut să impună facerea acestor zgârinori în Iași, deci să efectueze așa niște vârfuri de lance, să opuneau categoric acești comuniști. Deci comuniștii, exact invers, au făcut, au stopat, deci comuniștii ăștia, să spunem, cu, numai cu școli din ăstea de partid, cu 4, 5, 6, 7 clase primare, se opuneau la construcția de blocuri, nu au făcut blocuri, nu au făcut fabrici, deci ei erau pentru asigurarea dezastrului țării, comuniștii erau una, tehnocrații care lucrau cu ei erau cu totul altă.